Cătălin Drulă este oficial noul președinte al USR. Până acum era președinte interimar. Mm-hmm. E ca într-o relație, când ajungi să faci nunta, deja totul devine oficial. Așa se întâmplă și la USR. Ce crezi că va urma pentru acest partid? E greu de anticipat, pentru că e deja un partid cu siluetă. Înainte de apariția reperului, exista o uniune, ea între timp nu mai există, Dacian Cioloș s-a dus și a făcut alt partid, iarăși nu știu cât de isteație mișcarea asta. Cum? Am auzit o grămadă despre el. Despre nimic, partid? Da, deci după ce a făcut reperul, n-a mai repera nimic. Da, e un palindrom, se citește la fel și de la cap la coadă și de la coadă la cap reper. Da. E primul lucru pe care îl pot spune. La Cătălin Drulă era o victorie previzibilă, adică nimeni nu și-a pus problema că nu va câștiga Drulă, nici măcar contracandidații lui, care sunt oameni ok. Deci pe Octavian Berceanu l-am văzut în acțiune de câteva ori cu niște lucruri de bun simț făcute. Pe Cătălin Tenițel și cunosc, dar era limpede că Drulă va surclasa orice formă de contracandidat. E de așteptat, e un om energic, e un om care inspiră încredere și care, la remorca căruia te poți așeza pentru că are tupeu, are fermitate, nu negociază, n-a făcut-o în situații în care a avut de-a face cu balauri din partea cealaltă. E un om decis, acum depinde de felul în care va negocia puterea. Pentru că puterea, asta o știm de la Lord Acton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. El nu pare genul coruptibil, pare genul de lup singuratic, ceea ce iarăși nu-i bine, adică va trebui să asculte de consilier, va trebui să asculte vocea partidului, mai ales că el a spus că acum suntem toți USR și nu mai încape loc pentru vedetism, asta e declarația lui. Și nu știu, ei văd că se gândesc să dea premierul peste 2 ani. Asta reiese din declarația lui Cătălin Drulă. Să vedem dacă vor reuși așa ceva. Există o neîncredere a electoratului față de USR. N-aș spune că USR este principalul vinovat pentru această neîncredere. Are și el hibele lui. A avut scăpări, a făcut pași greșiți, însă nu este un partid ticălos sau ticăloșit. Asta este avantajul, atâta cât mai contează un asemenea avantaj în politica din România astăzi. E un partid totuși tânăr și care mai are niște resurse de oxigen. Celelalte partide, mie mi se par că funcționează strict pe bază de bioxid de carbon.